Marian State, subinspector de poliție, a prezentat rezultatele obținute de polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului Timiș în primul semestru al acestui an. 3114 permise de ședere pentru diferite scopuri și 693 avize de angajare în muncă au fost emise de polițiștii de imigrări din Timiș în primul semestru al acestui an. 123 de străini au fost depistați în situații de ședere ilegală și au fost aplicate amenzi în valoare de 85.400 lei de către polițiștii de imigrări. Prin intermediul aplicației EDAC au fost efectuate peste 1.600 de verificări. În ceea ce privește dreptul de ședere, rezidență pe teritoriul României, în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024, polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii rezidenței pentru 3.830 persoane, dintre care 3.144 străini din state terțe și 686 din statele Uniunii Europene. Cei mai mulți dintre aceștia provin din Nepal 1.006, Sri Lanka 441, Serbia 258, Moldova 233 și Bangladesh 227, dar și 638 de cetățeni ai Uniunii Europene, majoritatea din Italia, Germania și Franța. Principalele scopuri pentru care străinii și-au stabilit reședința pe teritoriul României sunt angajarea în muncă sau studii. Ca urmare a aprobării dreptului de ședere, au fost emise 3114 permise de ședere, dintre care 3025 pentru ședere temporară și 89 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 686 certificate de înregistrare și 48 cărți de rezidență pentru cetățenii Uniunii Europene. Activitatea de prevenire și combatere a muncii nedeclarate a străinilor reprezintă o prioritate a polițiștilor de imigrări Timiș în vederea creșterii gradului de siguranță al cetățeanului printr-un control permanent asupra respectării legislației în domeniul migrației.